Convinși de faptul că fiecare angajat avia sau fermier ar putea fi expus contaminării cu acest virus, în ciuda tuturor măsurilor de precauție impuse în această situație, Apia consideră că cel mai important este să se gândească la sănătatea fiecăruia. De aceea, conducerea Apia susține inițiativa de a reduce riscul infestării în cazul oricărui angajat al agenției. Fermierii, beneficiari direcției tuturor formelor de sprijin acordate prin Apia, sunt rugați să se solidarizeze cu efortul angajaților Apia de a reduce expunerea în fața acestui virus și sunt asigurați de faptul că le vor fi respectate toate drepturile. Apia transmite angajaților și fermierilor să respecte cu strictețe toate normele impuse în aceste momente.